Zunivers Podcasts. Nu suntem mulțumiți cu ceea ce avem, pentru că întotdeauna ne dorim mai mult, dar ne este teamă să cerem. Avem o teamă de dorințe mari și oamenii care chiar își pun dorințele la mari și cred în ele, reușesc. De exemplu, eu sunt una dintre oamenii aia. Crezi în chestia asta cu perfecțiunea, că ne-a fost insuflat așa, că adică, chiar crezi că e ok să fii perfect? Dar nu, eu nu cred că există. Mi se pare că ar trebui să scoatem cuvântul ăsta din vocabular. Mi se pare la fel. Ce e perfect? Mi-am dat seama că sunt într-o groapă și singura care poate să mă ajute să ies din groapa aia sunt eu. Trebuie să mă cațăr pe pereții aia și să ies din groapă, punct. Și o să știi că am foarte multe momente când îmi aduc aminte de lucruri care s-au întâmplat și aș vrea să dau timp înapoi doar pentru a-mi lua apărarea. Tu trebuie să respecti femeia și să o iubești foarte tare. Ăla este singurul fel în care tu, în cazul în care este iubire la mijloc, da, poți să te poziționezi, nu știu, unde trebuie față de iubita ta. Cei care nu știu să facă asta încearcă să umilească femeia ca să o pună sub papuc. Urban Flex cu o travă, un podcast Zunivers. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod de Urban Flex. O avem pe Raluca invitată, care și-a dorit mult de tot. Vine, ea a zis că dacă nu vine, noi am zis, băi, hai că se poate, na, până la urmă. Da. Urmi. Păi știu ce, pentru că primul podcast l-ai făcut cu mine prin telefon, așa că trebuia să-l faci pe ăsta, să-l filmăm. Aveam aplicația, nu montasem aplicația de care vorbeam mai devreme și eram pe telefon, lucram mai mult pe telefon, da. Bine, după ce ți-o montezi oricum, îmi dai și mie un semn să-mi zici cum e. Da, doar dacă montezi, ai intenții serioase. De unde ai uitat asta cu montezi? Ce, ți-o descarci și ți-o descarci. Montezi? Da, nu știu. Ok. Dacă ai intenții serioase, dacă ai intenții de astea foaie verde, nu se descarcă. N-ai de unde să știi ce este în spate acolo, ți-am zis. Ce poți fi? Nu știu ce golani găsești pe acolo. Da, nu cred, chiar nu cred asta. Zi-mi un pic, cum îmi povesteam mai devreme despre chestia pe care ai făcut-o zilele trecute și mi s-a părut foarte interesant. Am fost într-un camp muzical, așa se numește. Organizat de cei de la HaHaHa Production și eu până acum n-am mai fost în aceste campuri muzicale pentru că nu am avut când, n-am avut timp, am avut întotdeauna cântări sau am avut altă treabă sau în fine, am avut de filmat și mi-aduc aminte că și la cel pe care l-au făcut înaintea acestuia m-au chemat, doar că n-am avut cum să ajung și chiar și la ăsta am zis, mă frate, mă duc să stau o săptămână acolo, poate o să am alte lucruri de făcut, sora mea se operase săptămâna aia, adică eram cumva așa cu un amalgam de lucruri cumva în cap. Și după ce am ajuns, ne-am cazat și au fost 5 camere, cred. Da, 5 camere. Erau 5 camerele în care erau montate câte un kit din ăsta de producător. Laptopul, fiecare producător venea cu laptopul lui sau era laptopul deja acolo, niște boxe, o placă de sunet ca să putem să auzim, deci cumva câte un microfon să se poată trage voci și în fiecare sesiune stă câte un producător, un om care face versuri, un om care face linii muzicale și în cazul în care există și un artist, stă și artistul. Sau în mare parte, media, sunt cam 4 oameni în aceeași cameră. Și de dimineață de la 11 începea prima sesiune până pe la 4, pauză de masă și apoi urma a doua sesiune cu alți oameni. Cumva se schimbau echipele în fiecare zi, de 2 ori pe zi. Și prima zi am fost, wow, e tare! A doua zi era, mamă, e chiar tare, știi? Și deja din a treia zi mi-am tot spus în mine, bă, ce bine că am venit! Lăsând la parte faptul că s-au făcut piese extraordinar de frumoase. Pentru mine, ca și artist, nu neapărat ca și cântăreț, e o dezvoltare. Adică o iau ca pe o dezvoltare, pentru că asiști, chiar dacă am mai fost la sesiuni până acum, n-am fost la sesiuni la nivelul ăsta. Știi, să stăm în fiecare zi și noapte, știi, să stăm să facem muzică și să ne chinuim un pic la piese. Nu, facem o piesă, asta e gata. Stăm să ne gândim, bă, ce mai trebuie? Ce lipsește? Ce ar trebui să schimbăm aici? Chiar dacă ție îți place foarte mult partea asta, s-ar putea să-ți placă pentru că ai făcut-o tu. Hai să vedem ce mai zic și ceilalți din cameră. Știi, și cumva ne-am dat cu părerea cu toții și a fost foarte, foarte frumos. Cu totul a fost foarte frumos. Și ei au spus că ăsta a fost cel mai tare camp pe care l-au avut până acum. Deci,
A fost super. Bine, mai puțin faptul că eu am dormit undeva în turn acolo în castel și m-am simțit bântuită, nu m-am simțit neapărat prințesă, dar asta e partea a doua. Poate e prințesa bântuită, nu? Păi pare cred, un cred de că așa asta. Aș putea să mă numesc, prințesa bântuită, da, din castelul de la Haha Production. Ai zis de mai multe ori, ai zis chestia asta cu artist. Ai avut-o întotdeauna? Dincolo de cântăreț? Da, pentru că eu, am zis frumos. Da, pentru că nu e de ajuns să fii doar în cântăreț. Trebuie să fii artist ca să începi să vezi lucrurile un pic mai deschis. Atunci te numești artist. Că în cazul în care doar turci pe scenă, cânti și îți faci treaba, atunci poți să te numești un cântăreț, un performer, poate. Dar în momentul în care începi să te implici și începi să vezi, repet, tot ce se întâmplă în jurul tău, te numești artist, da. Dar ai avut asta din totdeauna, de când erai mică sau ceva? Da. Ai zis, bă, așa vreau să fiu, vreau da, să fiu artist? Da. De, cred că prin clasa a doua, nu. Cred că prin clasa a întâi și-a dat seama mama că eu știu să cânt și că sunt foarte talentată. Cum îți dai seama? Nu știu, cântam pe casa scării tot timpul și deranjam toți vecinii și la un moment dat unul din prietenii părinților mei a spus, bă, dar, voi ce faceți copilul ăsta? Cum adică? Păi cânt așa frumos, uite, în fiecare zi cântam pe casa scării și mi-a zis mama, păi nu știu, mă gândesc să o dau la școala de muzică, dar e departe și, nu știu, în clasa întâi și în clasa a doua o să o dau aici la școala, de lângă bloc, că mi-e mai ușor și vedem după ce se întâmplă. Și așa a fost, clasa întâi și clasa a doua, le-am făcut la școala de lângă noi și din clasa a treia m-am mutat la liceul de muzică și arte plastice. Deva. Sigismund Toduță. A, de obicei la Deva toată lumea făcea gimnastică, nu? Da. Dar să știi că sunt câțiva. Mai este Lidia Buble, care e din Deva și care, iată, nu e gimnastă. Mai aveam un băiat care cântă la saxofon și care tot așa e destul de cunoscut. Pe cine mai avem de prin Deva? Nu mai știu. Oricum, sunt câțiva care sunt talentați, da. Și care, iată, n-au făcut gimnastică. Și cum ai făcut? Te-ai dus la liceu da, de muzică? Am dat un test ca să intru la școala de muzică. Se dă un test destul de ușurel pe care l-am trecut. Ce dă de la test? Se dă un test de auz. Îți cântă ceva la pian, niște note pe care tu trebuie să le reproduci. Exact, notele respective, să vadă dacă ai ureche muzicală. Și îți cântă un rit. Poți bate în masă? Adică... Da. Bate-l și tu. Deci ai ritm. Și așa te controlează, copil fiind. Să după vadă. Aia... Da, după aceea încep toate celelalte teste. Dar atâta vreme cât ai ureche muzicală și ai ritmul, se poate dezvolta totul. A fost ai tăi de la început alături de tine da, în toată discuția 100%. Asta? Da? Da. Mama, tatăl meu era plecat în străinătate în perioada aia, dar mama a fost cu mine peste tot și am început să fac vioară din clasa a treia până în clasa a noua am făcut vioară. Nu mi-a plăcut deloc. Nu-mi plăcea să studiez, trebuia să studiez în continuu foarte mult la un instrument ca să poți să faci performanțe și chiar nu neapărat performanță, dar să știi cât de cât să cânți. Pentru că trebuie să-ți obișnuiești memoria corpului cu tot ce se întâmplă acolo, nu ți-a antrenezi doar mintea, știi? Nu puteam. N-am n-a putut. Fost vioara, nu. N-a fost vioara prietena mea cea mai bună. În schimb, puteam să stau să studiez piese pe care le auzeam și eu trebuia să cânt, după ele puteam să studiez zile întregi. Pentru că asta îmi plăcea mie să fac. Și din clasa 5 am văzut un concurs în cadrul școlii, l-am câștigat și am zis, deci nu mi se pare doar mie că sunt talentată. Și de la concursul acela am trecut la concursul pe oraș, după aceea am trecut la concursul, mi se pare că am venit în București la unul dintre concursurile de aici. N-am câștigat nimic, a urmat o perioadă în care n-am câștigat nimic pentru că deja eram la concurs, să nu zic că mă băteam, eram la concurs cu cei care aveau deja experiență din toată țara, nu doar de acolo, de la mine, din județ. Și am început să mă plimb pe la concursurile din țară. Vreun an și ceva, n-am câștigat nimic pe nicăieri, mama deja a început să se enerveze. Cea, dă-o, n-ai bine de treabă, păi nu câștigi nimic niciodată, păi nu mai mânării să faci, și ne-s gata. De astăzi, tu stai acasă și eu mă duc singură la concursuri. Am stat amândouă acasă vreun an de zile pentru că am zis, bă, trebuie să mai studiez un pic. E clar, e la mine problema, pentru că eu talentată sunt. Dar trebuie să mai muncesc un pic, să-mi iasă toate notele mai bine, să nu falsez, să nu... toate lucrurile pe care ar trebui să le fac orice cântăresc la început de drum.
Și apoi am început iar toate concursele și le-am câștigat pe toate. Am ajuns și la Mamaia, unde m-a văzut și DJ Sava. Și de acolo mă... Fiză cânti cu mine? Da. Și după aia a fost nebunia aia cu piesa care, și indiferent ce, da, unde vrei să călătorești, ți apare piesa aia, dacă zici Tenerife, zici... Da, da, ta, ta, păi ta, nu, ta, că aia ta. A fost cu Mișa. A, cu Mișa. Aia a fost cu Mișa, okay. Aia a fost după ce a prins proiectul cu mine. Noi am avut I Like the Trumpet. Ah, ok. Mama, deci aia a fost prima. Aia. Exact. Da. Și imediat m-a sunat DJ Sava, am început să cânt cu el de la, mi se pare, al doilea weekend. Deci am început să cânt cu el imediat, după ce m-am mutat în București și așa a început nebunia. Deci instant. De asta zic, cumva... Nu mi-am făcut niciodată niciun plan în Deva. Nu mi-am zis niciodată că o să rămân acolo, știam sigur că o să plec la București. Așa ziceam, eu plec la București, nu plec în București. Știam sigur că o să plec, știam sigur că o să stau aici, știam sigur că o să fac o carieră în muzică, nu știam cum, dar știam cum să fac asta. Cum a fost mutat în București? La început, când veneam doar așa în trecere să mai trec pe la un studio, două, era complicățel, pentru că eram totuși mică și un oraș foarte, foarte mare pentru un copil din Deva. Dar după aceea m-am obișnuit, îmi plăcea mai mult în București decât în Deva, pentru că e mai mare agitație, e mai pentru mine, eu sunt foarte agitată așa și sunt foarte vorbăreață și îmi place să fac lucruri multe și să mă agit, să, nu știu, fac sport, să o iau razna. Iar în Deva era destul de liniștit, cumva, orașul. Și ai simțit că Bucureștiul e din filmul tău, nu? Da, și plus că era lumea mea. Puteam să mă dezvolt aici, așa cum îmi doream eu. Sunt locuri care îți plac mult de tot în București? Acasă la mine. Da, îmi place să merg în parc, îmi place să alerg în parc, îmi place să... Doar că asta nu o fac în București, o fac lângă București. Îmi place să merg acasă la părinții mei, care s-au mutat lângă București, și să stau cu căței, să... Da, gata, s-a terminat capitolul Deva? Da, da, am adus și părinții aici, le-am cumpărat o casă lângă București, deja în județul Dâmbovița, dar este foarte aproape de București. Și acolo am și căței, acolo am... cumva, locul meu de suflet, așa. Vorbești așa, când vorbești despre părinți, mi se pare că ai o relație foarte bună cu ei, nu? Da, sunt viața mea, părinții mei. Bine, toată familia, de fapt, nu doar mama cu tata, mai este și sora mea, care e cu 10 ani jumate mai mare decât mine, și copiii ei, adică nepoței mei, băiețelul de 10 ani și fetița de 4 ani jumate. Și sunt cumva, nu știu, tot. Cum să-ți... Da, da, mi se pare că e prea clișe, știi, când spui, bă, familia mea e totul pentru mine. E mai mult de atât, nu știu cum să te explic, adică e... Și m-au susținut întotdeauna, 100%, indiferent de situație. Ai avut conexiunea asta de la început? Adică da. N-a fost niciodată o discuție de asta în care să zică, fă și tu ceva serios sau ceva? Niciodată, nu? Nu. Nu, știi care e chestia? Mama a cam vrut să cânte când era tinerică. Bine, și acum e tânără, dar când era mică, să zic așa, știi. Și ea are voce foarte bună și tata are voce foarte bună. Și cumva amândoi și-au dorit bine, cât puteau să-și dorească, știi, că noi avem câteodată teama asta de dorințe prea mari. Știi, că ți-e teamă să-ți dorești nu știu ce, că te gândești. Sau cel puțin așa am fost noi crescuți. Și... Vai, da, să nu mâniem pe Dumnezeu, sau nu știu, vorbe de genul ăsta. Dar amândoi au fost și sunt în continuare cu ureche muzicală și au voci foarte frumoase. Sora mea n-are, dar ea se ocupă cu contabilitatea, e bine acolo unde. Crezi că ne punem barierele astea? De unde vin barierele astea? Că e o chestie de asta, exact cum spuneai mai devreme, că cumva suntem mulțumiți. Ai, e ok așa cum ești acum? Nu suntem mulțumiți. Nu suntem mulțumiți cu ceea ce avem, pentru că întotdeauna ne dorim mai mult. Dar ne este teamă să cerem. Nu știu de unde vine teama asta. Aș putea spune că vine din creștere. Nu cred că din copilărie. Dar din cum am fost crescuți. Pentru că așa au știut și ei. Vai, mamă, să nu, știi, să nu cumva să nu supărăm pe nimeni, să nu ne facem de rușine. Și cumva până la un punct e bună atitudinea asta. Dar mai departe se impregnează gândul ăsta chiar și atunci când e vorba despre tine cu tine. Și când, de exemplu, stai în pat noaptea și ceri Doamne, Doamne, sau Universului, sau cui vrei tu să ceri, nu știu, că nu e fiecare cum vrea, aici e politically correct, mai nou,
și zici, Doamne, dă-mi și mie mâine 1 milion de euro. Nu îi spui, dă-mi 1 milion de euro, că te gândești că poate îl mânii pe Dumnezeu. Zici, bă, dă și mie să am și eu, dă și mie să am și eu niște bani, să am cu ce să trăiesc. Știi? Cam astea sunt gândurile. Avem o teamă de dorințe mari. Și oamenii care chiar își pun dorințele alea mari și cred în ele, reușesc. De exemplu, eu sunt una dintre oamenii aia. Crezi că care au dezamăgire? Gândit... Că te poți dezamăgi dacă există ai... și această posibilitate. Sau ți-e teamă să o spui cu voce tare, pentru că ți-e teamă să nu te faci de râs în jurul tău, să zică oamenii jocă, ia uite-l și pe ăsta ce-și dorește. Știi? Și cam așa e. Dar întotdeauna ai fost așa? Adică ți-ai dorit foarte tare și ți-au și întâmplat lucrurile? Sincer, cam da. Cam chiar vorbeam mai devreme cu... Ți-e frică să spui, știi că... Nu, dar mie este... Știu, mai devreme vorbeam cu Cristiana, care e aici lângă mine, și spuneam, bă, chiar mă iubește Dumnezeu, Universul, mă iubesc tare de tot, că de obicei ceea ce îmi doresc am. Dar aici nu mă refer la lucrurile pe care pot să le cumpăr, nu mă refer la lucrurile materiale, nu mă refer niciodată la asta în discuțiile mele. Dar dacă, nu știu, îmi doresc un lucru pe care... Îmi doresc o discuție cu un om sau îmi doresc să se întâmple ceva cu cariera mea sau îmi doresc destul de mult și lucrez un pic în direcția aia, nu doar zic și stau și aștept. Că lucrez cu încredere, știi? Adică, nu știu, fac o piesă astăzi și hai să o scoatem ca să o să fie hit mare și cariera mea o să fie exact acolo unde trebuie. Dacă am să cred în piesa aia până la final, până după ce o lansez și după ce o lansez eu o să lucrez la tot ce trebuie în jurul acelei piese, o să funcționeze. În cazul, îți dau un exemplu aici, nu știu, îți dau un exemplu, da? În cazul în care nu și la jumătatea drumului încep să nu mai crești, să zic, să mă îndoiesc pentru că a zis cineva pe net, nu știu ce, se simte asta și se simte cumva și tu nu mai începi să crezi în visul tău. Și atunci, da, să zic, trebuie cumva să și muncești un pic în direcția aia, nu în direcția greșită. Dacă muncești în direcția greșită, da, nu o să se îndeplinească. Ții cont de părere oamenilor care zic că nu știu ce, nu mi-a plăcut, că nu știu cum sau așa? Depinde ce oameni. De obicei nu prea țin, din păcate, dar ar trebui să țin. Țin cont de părerile oamenilor care îmi sunt apropiați. Și oamenii care, în special, na, au confirmat cu ceva lângă mine și mi-au demonstrat că nu e primul sfat pe care mi-l dau și e spre binele meu. Oamenii care mă iubesc, bineînțeles, contează pentru mine. Să știi că sunt chiar și oameni de pe internet care mai îmi scriu câte un mesaj frumos, atenție, și pe care eu îl iau în seamă, pentru că atunci când îi spui unui om părerea ta, dar chiar dacă nu ți se cere, o spui într-un mod civilizat, respectuos și frumos, eu cred că toți oamenii bagă în seamă treaba asta. Așa că din când în când, nu știu, am mai fost atentă la oameni, chiar și pe internet, dar în special la oamenii care mi sunt aproape. Oamenii care lucrez, prietenii mei apropiați, na. Și când ai făcut chestia asta, ți-ai dorit extraordinar de tare, chiar s-a întâmplat lucrurile până la capăt, nu? De când foarte multe 100% ori. Acolo, de nu? Foarte multe ori mi s-au întâmplat lucrurile așa cum mi-am dorit eu, da. Dai seama, s-au mai întâmplat și invers, să nu se îndeplinească, dar balanța înclină mai mult spre, în favoarea mea, să zic așa. Ești un om optimist? Foarte optimist. Și chiar și atunci când nu sunt optimist, asta încerc să învăț acum mai nou, chiar și atunci când am câte o supărare, încerc să nu o bag în seamă, ceea ce nu e neapărat bine. Adică mai nou încerc să învăț să-mi las supărările să mă cuprindă un pic, să le las, să se termine și apoi să revin la cine sunt eu. Pentru că am impresia că trebuie să rămân puternică, că altfel cine știe ce se întâmplă. Nu se întâmplă nici pe dracu. Tot din copilărie crezi că e asta? Posibil, da. Că trebuie cred să că tot puternic? E din copilărie, dacă mă întreb pe mine, da. Da, asta că noi avem chestia asta, că n-aveai, dacă erai băiat, n-ai voie să plângi, n-ai voie să, da. Să fii tare, să nu știu ce, femeile nici ele nu au voie să stea și ele cu minți, da? Să gătească. Posibil să am asta din copilărie și pentru că tatăl meu a fost plecat, mamă ce cald e, tatăl meu a fost, poți să-mi dau asta jos? Da, te rugăm. A fost plecat din momentul în care am intrat eu în clasa 5-a sau puțin înainte, până, nu, clasa 1-i. Până am terminat clasa 5-a, fără întrerupere. Și cumva, mă iertați? Fa, un număr de magie. Și cumva toate lucrurile care trebuiau făcute prin casă erau făcute de mine, știi? Alo, a căzut becul sau s-a întâmplat ceva cu becul, s-a ars, îl schimb eu. S-a întâmplat ceva la chiuveta din baie, schimb eu țevile. Adică cumva am dezvoltat destul de mult partea asta masculină. Plus că în București, când am venit, eram singură, știi? Și cumva trebuia să întrețin cumva tot ce înseamnă
Raluca, cu totul, și ca artist și ca om în primul rând. Și am dezvoltat destul de mult partea asta. Dar e și din copilărie, clar. Dar s-a întâmplat în relații să reproșeze vreun iubit că ești prea... Aproape toți, dar nu mi-au reproșat. Nu mi-au reproșat. Doar că vezi tu, din păcate, majoritatea bărbaților, și aici nu mă refer doar la bărbații care am fost eu în relație, mă refer la bărbații în general care nu știu să se poziționeze unde trebuie în relația cu o femeie, în loc să înțeleagă că tu te poziționezi deasupra, da, unei femei, cum normal ar trebui din punctul meu de vedere, chiar dacă sunt feministă. Tu trebuie să respecti femeia și să o iubești foarte tare. Ăla este singurul fel în care tu, în cazul în care este iubire la mijloc, da, poți să te poziționezi, nu știu, unde trebuie față de iubita ta. Cei care nu știu să facă asta încearcă să umilească femeia ca să o pună sub papuc. Și eu am trăit, atât eu, cât și anumite prietene de ale mele, am întâlnit această situație. Și cumva, prin asta îmi dau seama că nu mă poți domina nici într-un fel, dacă doar încerci să mă umilești. E clar că sunt mult mai puternică decât tine și că pe tine te frustrează asta. Și că la tine e problema. Poate e și la mine, da. Dar eu, ca să pot să devin femeia în relație, trebuie să am și de la tine ceva foarte masculin, cumva, în toată relația asta, cu totul. Înțelegi ce zic? Da, ok, da. Să poți să nu mă exprim cum trebuie de asta. Nu, am înțeles că... Și da, mi s-a întâmplat chiar și în relații să... Și chiar ultima dată când am vorbit cu un fost, mi-a zis, bă, întotdeauna ai fost foarte... S-a mai schimbat asta la tine. Zic, păi da, că acum e cine trebuie lângă mine. E foarte important. E foarte important să primești ce e nevoie de la bărbatul de lângă tine ca să fii, să-ți dezvolți partea asta feminină. Da, e chestia asta cu feminismul? Cred că am avut-o dintotdeauna fără să-mi dau seama. Adică nu mi-am impus. Știi? În schimb, cred că există diferențe mari între... Normal. Și că nu suntem egali. Adică nu. Noi nu trebuie să fim egali. Exact. Dar am avut chestia asta și cumva am luat apărarea femeilor fără să-mi dau seama întotdeauna. Dar atunci de asta de lewaic așa, întotdeauna ai avut-o? Gen? Cred că da. Da? Da. Da. Dar repet, și pentru faptul că am trebuit să mă descurc singură, știi, cam tot timpul. Mi-aduc aminte de, dar nu știu să zic exact așa, dar mi-aduc aminte de niște reacții ale tale așa foarte... Da? Nu știu, când cineva, nu știu, când trecea măsura sau ceva din ăsta, nu mai țin minte, mi-aduc aminte ceva, dar destul de vag și ai fost foarte... Și mi s-a părut există foarte posibilitatea. Tare. Mi s-a părut foarte tare că ai o reacție de asta, că de obicei femeile sunt... Probabil la Superstar. Da. Da, aia, la mi s-a Superstar. Părut foarte bună, da. Uite, vezi, problema este că și după ce am o reacție de genul ăsta, mie îmi pare rău. Nu aveai de ce să-ți pare rău. Nu, îmi e rușine, pur și simplu. Adică mă gândesc, bă, de ce a trebuit? Nu, mai bine îți vedeai de treaba ta. Doar că sunt anumite momente când mi se pare că... Hai să spun, eu nu pot fi un exemplu pentru nimeni, că nu. Nu sunt perfectă, deci vă spun din... Na, probabil am mai spus asta. Dar mă gândesc că mă vede Rebecca. Rebecca este nepoțica mea, cea mică. Nepoțica mea. Și mă gândesc că mă vede câteodată că nu-mi iau apărarea. Și poate face și ea la fel și nu mi-aș dori să facă la fel. Știi? Adică mi-aș dori să-și spună părerea. Că poate trebuie să-ți o spui într-un mod mai drăguț. Sunt de acord. Dar sunt momente, da, când sunt foarte impulsivă și mă enervez și sar la gâtul omului. Nu, mie mi s-a părut nu, atunci, că da, n-am atunci... văzut momentul ăla. Era un moment în care a venit un tânăr entuziast... Și da, și eu chiar voiam să iau, eu chiar ceva. Voiam să iau apărarea pentru am văzut că ai început, tu încercând da, să iau apărarea, eu încercam să iau seama. Pentru că era Carlos foarte, Carlos îl citise dinaintea mea. Și eu am zis, bă, hai să mai detensionez un pic situația, zic, hai să-ți explic care, am zis, știi că mai mult e problema de atitudine. Și când mi-a făcut semn, tu taci? Tu ești deci, femeie, taci, așa părea da, gen, taci. Da. De ce faci asta?
de, eu n-am vrut să-ți fac niciun rău până la urmă. În fine, și m-a supărat, da, chiar m-a supărat, pentru că mi-a mai zis odată, nu știu, mi-a mai făcut un semn sau mi-a zis, lasă că vorbesc eu. De, na, în fine, poate nici el nu și-o fi dat seama, știi? Poate avea de gând să vorbească cu mine după ce termina de vorbit cu care, nu știu, habar n-am, dar pe moment e foarte important timing-ul, știi? Băi, atât de important și nu numai pentru el sau pentru, și pentru mine, eu când vorbesc foarte mult pentru mine. Băi, e foarte important să știi când să taci și să știi când să vorbești. Și poate că, na, ăla a fost un moment mai greșit. Și mi s-a părut greșit că el, tu chiar încercai să iei apărarea. Deși da, da, am încercat, da, am încercat pentru o porțiune de timp, am încercat să iau apărarea. După aceea încercau băieții să iau apărarea în fața mea. Și după aia te-ai... Păi da, pentru că m-am enervat. Da. Da. Cum era cu ideea? Dar să știi că sunt momente, apropo de asta, chiar vorbeam în camp acum cu băieții, sunt momente când nu-mi iau apărarea și după aceea îmi pare rău. Păi asta zic că acum ai zis că ai fi trebuit să o spui să nu-i fi zis sau să-i fi zis pe un ton, mai nu știu ce, mi se pare că atitudinea a fost extraordinar de bună și oricum cred că dacă ar fi avut de înțeles din ceva din asta, doar așa ar fi avut de înțeles. Îi spun din cineva înțeles. Fix așa. Cred, să știi că, nu știu. Dar nu știu, să știi că am foarte multe momente când îmi aduc aminte de lucruri care s-au întâmplat și aș vrea să dau timp înapoi doar pentru a-mi lua apărarea. Le povesteam și vorbeam la un moment dat de analize, știi, de toți copiii au această problemă, probabil, nu știu, cred, și eu am avut-o când eram mică, mi-era frică să-mi ia sânge. Și prima dată când am ajuns să-mi ia sânge, mi-aduc aminte că am țipat atât de tare, dar atât de tare, încât asistenta din fața mea, mama, era în spatele meu și știi cum e la doctor? Ți-e un pic rușine. Iar înainte, când părinții mei erau mai tineri și eu aveam acolo 5 ani câți aveam, era și mai mare rușine, adică nu ridicai tonul sau nu ziceai nimic în fața doctorului sau nu ziceai nimic în fața asistentelor, vezi, Doamne, să nu cumva să se supere sau să... Și aici nu mă refer la a spune ceva urât, a spune ceva. Părerea, punct. Da. Și mi-aduc aminte că a țipat atât de tare asistenta aia la mine și mi-a zis ceva de genul, haide, dragă, taci din gură că aici nu ești la tine acasă, sau ceva de genul. Și mama săracă a muțit și ea și mi-a pus așa, hai mă, Ralu, nu mai, știi, cumva era cu mine în aceeași situație, dar n-a vrut să-i zică nici ălea nimic. Iar eu atât de tare m-am speriat încât n-am mai spus nimic, adică mi s-a închis gura instant, m-am speriat. Și de atunci mă gândesc că există posibilitatea să fi făcut și treaba aia, un click în creierașul meu. Că, bă, nu ți-a nimeni apărarea. Pentru că mama era cu mine. Aia săracă, nu știu ce să zic. Ce vizi, hai mă că trecem repede și plecăm să nu mai văd pe asta în fața mea, știi? Doar că pentru mine, pe moment, a fost... Dacă mama n-a zis nimic, deci înseamnă că eu trebuie să tac, știi? Și am momentul ăsta de foarte multe ori și pentru câteva secunde... Îmi zice cineva ceva greșit, eu tac. Zic, auzi, dar ia, vină puțin, știi? Dar am momentul în care aș vrea să tac și să mă bag în pământ, știi? Când n-ar trebui, pentru că e la fel, eu sunt foarte multe momente când persoanele din jurul tău încearcă să te umilească, tocmai să te pună sub papuc. Și atunci îmi dau seama, opa, ia stai, că mi-au eu apărat, nu trebuie să-mi ia mama. Ce ai spus? Ia vină un pic, mai zi-mi o dată. Vină un pic încoace, da. Da, hai să povestim ca să înțeleg ce vrei să zici. Da, și am... La fel, tot din copilărie, probabil, am problemuțe. Știi care e problema? Că le conștientizez, că dacă nu le conștientizam, probabil era mai fericită. Dar mi se pare tare să găsești, știi, de unde e. Să zici, bă, uite, s-ar putea să fie de aici, știi? Da, asta este... E din cauza faptului că nu vreau să mă duc la psiholog, sunt nu știu ce cu creierul meu, că ar trebui să mă duc să vorbesc aceste lucruri și să primesc niște răspunsuri de specialitate, nu o să-mi dau eu toate răspunsurile cretine, știi? Dar am să merg. Am să merg că poate cine știe, mă mai ajută cu una alta. Nu pentru că aș considera că am vreo problemă, da? Așa, pentru dezvoltarea mea. Uite și aici, de ce trebuie să te explici? Pentru că probabil e tot o chestie din toată lumea are dorința de a se explica. Dar știu că toți o avem. Nu? Că totdeauna dacă faci ceva, tot așa, trebuie să lași loc de bună ziua, trebuie să nu superi pe cineva, trebuie. Da. E mult trebuie. Da, și inclusiv pe internet ține toată lumea să se... Da.
Păi da. Se justifice. Am renunțat să mai fac asta, uite, am trecut un pas. Și asta mi se pare că ziceai de politically correct ăsta de care ne-am tot lovit așa, mi se pare că aproape că nu mai poți să mai spui absolut nimic despre absolut nimeni, pentru că cu siguranță o să rănești pe cineva, mai devreme sau mai târziu. Bă, din păcate, da. Da, cred că am ajuns cumva în situația asta pentru că au fost foarte multe nedreptăți de-a lungul timpului, toată lumea din jurul nostru și atunci îți dai seama că s-au răzvrătit cumva toți. Și nu cred că se poate altfel. Adică nu cred că poți să ajungi să le spui, nu să le spui, să faci cumva copiii, de exemplu, de la școală, să nu-și mai bată joc de colegul lor care poate e supraponderal. Bă, cumva copiii trebuie să înțeleagă că n-au voie să-și bată joc de copilul ăla, pentru că nu e despre ei, știi? Cum faci oamenii să înțeleagă că e cazul să termine prostiile, știi? Nu cred că o să rezolve asta cu politically correct, dar măcar nu mai zice toată lumea fix ce-i taie, știi? M-am gândit eu să vorbesc despre nu știu ce astăzi pe internet. Bă, așteaptă-te să iei un pic. Am observat în ultima perioadă că tinerii... Nu mai fi nimeni nimic sau ce? Nu, dar tinerii își iau apărare atât de tare și mă bucură foarte tare treaba asta. Am văzut pe TikTok și pe Instagram tineri care iau apărarea altor tineri fără să se cunoască. Băi, mi se pare superb. Mă bucur. Bine, se și înjură unii dintre ei între ei. Acum n-are cum să fie toată lumea minunată. Dar este superb. Mi se pare că... Uite că avem și o parte care se îndreaptă spre bine. Dar crezi că n-avem chestia asta de a ne ajuta, n-am avut-o, în a face bine? Ba da, cred că am avut-o, dar mi se pare că se dezvoltă din ce în ce mai tare în ultima perioadă. Și nu poate decât să mă bucure asta, îți dai seama. Iar eu n-am văzut întotdeauna treburile astea pe internet. Am văzut destul de mult hate și am văzut destul de multe lucruri pe care nu mi-am dat seama că o să le văd. Dar mi se pare că tinerii au început să lase treaba asta la o parte și aici mă refer la cei un pic mai mici decât mine. Au și momentele lor în care sunt copii, că sunt copii, dar au foarte multe momente în care mi se pare că luptă unul pentru celălalt. Chiar și așa, pentru chestiuțe mici, dar acolo vezi că totuși se îndreaptă spre o cale bună. Am venit la aplicația. Ne-am întors la calea cea dreaptă. Chiar așa e. Și mă bucur. Mai sunt și mărăcini. Nici cred că nu ai cum să fie. Da. Nu cred că va exista vreodată vreun moment în care nu o să mai fie niciun... Doar că mi se pare că a fost o perioadă în care era foarte mult hate. A fost. Și e atât de obosit hate-ul ăsta că... Nici nu știi care-i scopul lui. E foarte ciudat, știi, că am observat că, bă, nu mai e... Înainte parcă părea cool așa. Ei păreau toți... Mamă, ce tare sunt eu, am înjurat pe net. Bă, acum nu mai e cool să fii hater. Nu mai e. Oamenii care sunt sinceri și care sunt buni și fac lucruri bune, chiar și mici, au cel mai mult de câștigat. Și aici mă refer la internet, în special, că în rest, în viață, clar că ai de câștigat mai mult dacă faci bine. Dar a fost perioada asta, nu știu, când toată lumea a dat la propriu de internet și toată lumea avea cont de aia, de aia, de aia, de aia și au avut dintr-o dată liber la a-și da cu părerea. Știi? Păi cred că înainte o făceai... Și nu doar copii. Eu mă refer și la cei care n-au putut niciodată să-și dea cu părerea de-a lungul timpului. Bă, știi ce? Hai că vorbim noi și de nu știu ce, vorbim noi și de război, vorbim noi și de aia, că noi știm mai bine despre toate. Păi în fața unui cont în care pui un căluț care exact. Aleagă pe un câmp și scrii Anemona 24, poți să fii oricine, poți scrie absolut orice. Da, și în ultima perioadă, da, dacă oricum nici în ultima, 24, da. Nu știe, adică cine? Cu căluța... În ultima perioadă și oameni cu numele lor, cu poze, cu tot, își dau cu părerea, dar repet, atâta timp cât o părere este dată respectuos, bă, e bine primită, indiferent cum ar fi ea. Bă, respectul e tot ce contează din punctul meu de vedere, mai ales în online. Ai o problemă în chestia asta cu respectul, cu modul cum se adresează oamenii? Am avut o perioadă, acum nu mă interesează, sincer. Am momente când se exagerează, știi, și mă gândesc așa câteva minute și rămân câteva, nu știu, rămân mai mult chiar.
în situațiile alea sau dacă citesc vreun coment mai nasol, rămân un pic în el. Dar îl scot din viața mea destul de repede. Eu nu sunt un om care să stea, să petreacă foarte mult timp închistat acolo, știi? Dar cred că mai mult mă deranjează lipsa de respect față de alții decât față de mine. Că eu pot să o gestionez cumva. Păi, dar mă gândesc că sunt unii copii care nu știu să o gestioneze. Și cărora chiar există posibilitatea să li se facă rău cu adevărat, știi? Și mi se pare că aici ar trebui să ne ducă cu gândul. Am văzut tot felul de mesaje din astea, Doamne, ceva incredibil. Nu știu, ultimul mesaj pe care cred că îl postase Micuțu. Îi scrisese o femeie că abia așteptăm să mori sau ceva de da, genul, că ți-ai făcut. Băi, nu se... am făcut print screen. Deci nu se poate. Bă, libertatea ta se termină unde începe libertatea mea, adică bă, spune-mi într-un alt fel în care, dar nu poți să spui că îți dorești să mor. Bine, că plus discuția era despre un film, dacă îți place un film sau nu, adică... Da, nu știu discuția, am citit doar comentul care mi se pare total deplasat, știi, total deplasat. Dar mi se pare că trebuie să ai așa, adică nu știu, atât de multă ură și atât de multă în exact. Tine, încât nu poți să, adică nici măcar nu l-ai putea gândi. Mi se pare că nu poți să-l gândești. Am tot gândit, bă, care e motivul pentru care, de exemplu, toate fetele astea foarte frumoase primesc comenturi foarte urâte de la alte femei. Mamă, ce nasoală ești! Bă, în primul rând, cum poți să-i spui asta lui Antonia, de exemplu? Că mai citit comenturi din astea. Cum pot? N-ai, adică nu există, știi? Nu, există până un punct în care poți să mergi și de acolo în sus nu mai ai voie să mergi, știi? Indiferent, niciunei femei nu poți să-i scrii că e urâtă sau că e penibilă, nu știu, oricum vrei tu. Îi scrii cu respect că nu-ți place cum s-a îmbrăcat sau că nu-ți place cum s-a machiat în ziua respectivă sau că nu-ți place cum și-a făcut părul. Dar și dacă nu-ți place cum s-a machiat place, în ziua respectivă, da, nu poți să trăiești cu asta? Nu, adică... dar înțeleg. Bă, dar în momentul în care tu scrii cu ură, înseamnă că tu în momentul ăla, tu te compari cu omul respectiv. Și tu doar vrei să te pui tu deasupra să zici, ia uite mă frate că în asta sunt mai bun decât tine. Adică asta este singura explicație pe care pot să-mi o dau. Pentru că nu înțeleg altfel. Ok, și din răutate, dar răutate să eu ce? Eu cred că e răutate cu nevoia de atenție. Că nevoia de atenție cât, și... Atâta vreme cât îl lași public, înseamnă că tu vrei să îl superi pe ăla care era așa și să mai activezi încă exact. Niște oameni. Și scopul tău e atins în momentul în care gen, tu l-ai citit și te-a afectat mai mult sau mai puțin și în momentul în care alții la rândul lor o să comenteze sau ceva în genul ăsta. Tu ăla e scopul tău, că nu, în rest nu... Cred că e și nevoia de comparație, din punct... Nu, așa cred, știi? Și eu cred că e nevoia de comparație, dar cred că e și nevoia mare de atenție. Da. Pentru că Vasilica din Odorheiu Secuiesc nu-i place de nu știu cine și scrie ea acolo. În momentul ăla, probabil că se activează mai multe... Se mai activează niște oameni, se uită și fata aia, nu știu ce. Eu de fiecare dată când zic că gen mai primești o chestie negativă sau nu știu ce, mă gândesc ce-o fi la Loredana. Dacă intri la Loredana pe Instagram sau nu știu ce, este gen acolo e... Da? Da, da, și cum își pune ea o poză sau nu știu ce, în sutien sau nu știu ce, începe. Dar nu ți-e rușine la vârsta ta, dar nu știu bă, ce. Bă, cel mai simplu, și ăsta e chiar, nu știu, urmări, un frate, sfat pentru vieți, da, viețile e voastre simplu. Să fie mai simple. În primul rând, în momentul în care vezi ceva ce nu-ți place, tu te încarci cu puțină negativitate. Te gândești la treaba aia toată ziua, chiar dacă nu stai tu să scrii comenturi acolo, tot te gândești, ia uite mă și pe asta. Pentru că asta e gândirea ta. Bă, nu mai urmări, mă, frate, persoanele care... Nu-ți trezezi niciun soi de interes prin care tu să poți să evoluezi un pic. Bă, te ajută la ceva. Mai bine stai în fața casei pe iarbă sau în fața blocului și iei aer bun, Doamne ajută să fie bun, și să stai 5 minute să nu faci nimic decât să stai să scrii comenturile alea penibile, care nu, oricum nu interesează pe nimeni. Totdeauna m-am gândit așa. În la ideea în care că... oricum, scuză-mă că te tot întrerup, se pune numărul de conturi, adică nu se uită nimeni la ce scrieți acolo. Mai ales la conturile foarte mari. Adică nu... Asta nu înțeleg la modul, dacă nu-ți place, nu știu, e ca și cum ai... Mie nu-mi place să mănânc, nu știu, broccoli. Bă, da. Nu-l mănânc, adică nu vreau să mai... De fiecare dată să mai pomand. Nu știu, am dat un exemplu, nu e... Nu, sunt ok cu broccoli. Uite, mie nu-mi place maioneză. Mie îmi place. Da, e ca și cum ai încercat tu pe mine acum să mă convingi că maioneza e genială și eu pe tine că broccoli e o minunat. Și să vină fiecare zi să zic, domne, dar maioneza, deci fie am o maioneza cu mai e super nu, că nu. Bună. Păi dacă îmi spui așa e totul minunat. Dar dacă vii spui, păi ești cea mai fraier, cea mai proastă că tu nu mănânci, tu nu știi ce e bun. Da, știi vorba aia, tu nu știi ce e bun.
ce, păi nu există mai tâmpită ca tine, nu există, că tu nu mănânci maioneză. Cam așa sunt lucrurile. Păi da, și plus că asta e la orice. Te-ai dus la Paris, ai fost la nu știu cine, la nu știu ce, nu știu ce loc. Da. Nu, zic, n-am. A, înseamnă că n-ai văzut nimic. Sau la filme, sau nu știu ce, ți-a plăcut, da, nu știu, da, ce, da, mie da, a plăcut, nu știu ce film, înseamnă că dacă nu l-ai văzut pe ăla, s-a terminat, acolo da, e, s-a da, terminat. Și aici, că de aici a început toată nebunia asta, la micuțe, e despre un film, frate, adică e discuția, da? Dacă e... A făcut team building, ăla în care a fost o discuție, oricum s-au dus un miliard de oameni, cel mai vizualizat, cel mai... filmul cu cei mai mulți plătitori din istoria României, ceea ce mi se pare senzațional... Și oamenii discutau dacă e bun sau nu filmul. Adică de aici s-a ajuns, aha, la să mori, mai bine să... Adică ăsta e, ca să înțelegi și de unde începem. Că ăsta e începutul. Filmul team building. Adică și de aici normal. Dacă nu-ți place, să mori, nu? Că n-ai jucat în film. Sau l-ai făcut. Adică îți pare un următorul pas. E normal să fie așa. Adică... Știu, da, ți-am zis, am făcut un print screen și mie. L-am postat acolo. Mi s-a părut șocant. Că bă... Bă, nu se poate să mergi atât de departe. Nu... Știu, mi se pare că ar trebui un pic sancționați oamenii de genul ăsta. Deși nu o să se, nu o să se sesizeze nimeni în cazul în care tu nu faci nicio plângere, nu știu. De ce ești... să faci plângere? Să duci la poliție și zici, doamnă, domnule, mi-a zis tanti asta că ar trebui să mor. Ce plângere trebuie să fac? Păi dă-și seama, cum o fi discuția acolo, știi? Bună ziua, la ce ați venit aici? Am plângeri pe Facebook, ok. Completați aici formularul. Lăsați că să vă dosar cu știri aveți la el. Da, da, sunteți plângerea numărul 3624. Da, așa cum vin, așa se și duc, știi? Eu asta zic, că indiferent ce ar fi sau așa, sunt niște comentarii. Exact, da. Ei oricum sunt... Va fi doamna asta de care o să mai vorbim un pic și după aia scăpați și nu o să mai vorbim toată viața despre da, ea. Că... Ideea este că noi am plecat de la discuția că eu sunt cumva destul de fericită de faptul că tinerii au început să-și ia părerea unul celuilalt și mi se pare că se îndreaptă într-o direcție destul de ok. Acești tineri, despre care da. Ceilalți care încă sunt razna, na, o să-și revine ei la un moment dat. Când dau de greu. Da, o să vină și vremea lor. Dar zi cum e cu avocatura, cum a fost planul? Ai avut un plan cu avocatura? Nu, no, mi-a zis și Horia Brenciu de curând treaba asta. E, de la fiecare interviu m-a întrebat toată lumea, gen. Și mi-ai vrut să te faci și altceva când erai mică? Cu o fetă. Și eram, nu, doar că mi se părea penibil că de fiecare dată spuneam nu. Și la un moment dat am zis, pentru că... Au fost niște gânduri la un moment dat, că vorbeam cu colegii mei de clasă, bine mă, și dacă, ce facem dacă nu intrăm la conservator, că eu am vrut să dau la conservator. Și păi ce să fac, mă, poate mă fac avocat, că uite, îmi place să vorbesc mult. După cum vezi, te-am întreruptă în timpul conversației de un milion de ori. Îmi place să vorbesc mult, cine știe, poate aș putea să fiu avocat. Dar asta a fost tot. Adică nu m-aș fi gândit eu că aș putea să învăț toate legile alea pe de rău și să fiu eu un avocat bun, pentru că nu o să învăț foarte mult. Mă gândeam că era o perioadă în care lumea era împărțită. Cel puțin eu când am dat la facultate, era ori era drept, ori era ASE, ori era jurnalism. Se pare că asta era multă lume la drept, că era cool, cred că, sau ceva, nu știu. Mi se pare foarte greu. Adică... Este foarte greu, doar că eu nu m-am gândit că... dau la drept în momentul în care eram în clasa 12 și voiam să dau la facultate. Era, eu mă gândisem că dau la drept când eram, nu știu, în clasa 7-a. A, era evocat... Adică pe acolo fusese discuția, okay. Nu... Unde? Când am intrat, deci când am terminat clasa 12-a, am intrat, imediat am intrat la Megastar. Ce să mai... Nici măcar la conservator, eu n-am ajuns, am ajuns după înscrieri. Singura variantă în care puteam să fac... Și o facultate acolo, sincer, să fie făcută. Adică să o mulțumesc pe mama și cine știe, să am ceva, că în cazul în care, nu știu, trebuie să trebuiască, a fost jurnalismul. Și am dat la jurnalism. Dar motivul principal pentru care am vrut să dau și la actorie, dar se terminase înscrierile la toate facultățile. Și am ajuns la ultima asta. Am zis, băi, că aici... Avem jurnalism, da. Aici vreau. Da. Și... Asta am făcut, dar nu pot să zic că mi-a plăcut, că a fost genial. Nu. A, și cu jurnalism ai terminat facultatea? Da. Și eu la fel, dar nu m-au ajutat cu nimic. Mi se pare că m-ar fi ajutat conservatorul. M-ar fi ajutat pentru că mi-ar fi consolidat cumva meseria, dar cumva știu să cânt fără conservator. Și la instrumente oricum n-am fost bună niciodată.
Deci aș fi făcut canto. Dar n-aș fi avut timp să merg la cântări, să merg la concerte, să încep cariera. E foarte greu la conservator. Nimeni nu-i joacă deloc acolo. Și mi-ar fi fost foarte, foarte greu. Așa că am dat la jurnalism. Da, așa că am dat la jurnalism, am terminat 4 ani, am făcut facultate senzațională, știu că am făcut-o și foarte tare, recomand tuturor. Nu? Da. Da. E foarte, foarte mișto că învățai tot felul de chestii despre deontologie, despre nu știu ce, când ajungeai, de fapt, să lucrezi ca jurnalist, uitai tot că zicea, ok, ce, din 3 surse care 3? Că nici nu există 3, adică... De fapt, nu există nicio sursă. Nu există nicio sursă, da. Acum cam așa funcționează, acum da. Acum chiar nu mai există nicio sursă. Da. Acum mai pui o poză pe Facebook. Din sursele noastre, din care? Da. Astea, ale noastre. Da, ale toate. Noastre. Da, mi se pare că jurnalismul e forța acum asta cu surse și cu nu știu ce. Acum da. Stai pe Facebook, apare nu știu exact. Cine... Poză, Alex Velea cu nu știu cine. Ba, pac, a scris ăla, like, share, da, exact. Numai, subscribe. Intri să vezi cine urmărește pe cine, cum și ce și faci, da. Da, și oricum, scrieți aici că Antonia e nasoală și aici da. Că nu știu ce și gata, s-a terminat. Bă, leșin. Da. Zi-mi un pic despre, după colaborarea cu DJ Sava, ce ai, pe unde ai luat-o, pe ce drum? Ți s-a deschis? Am semnat cu Rotonu imediat după ce s-a încheiat prima parte din colaborarea cu DJ Sava. Am semnat cu Rotonu, am scos o perioadă, am scos niște piese singură, în engleză, care au funcționat destul de bine. Vreo 2 din ele au funcționat chiar și prin străinătate, am fost la niște concerte pe afară. Dar mi-a fost trimisă aroma și mi s-a spus, ia dă-și tu o ureche. Și am auzit primele 2 versuri și am zis, perfect, o facem. Și am reluat colaborarea cu Sava. Vreo 2 ani, cam așa, vreo 2 ani și ceva, am scos câte piese, 3 sau 2. Și după aceea, din nou, ne-am separat. Eu am vrut întotdeauna solo, voiam să fac cu band, era un pic... Filme de artiști, nu? Da, era un pic mai complicat, știi? Pentru că el e DJ și e un set de DJ acolo. Adică el avea filmul lui cu clubbing-ul, care era genial și pe mine Sava m-a lansat în muzică. Adică el m-a descoperit, el m-a luat și m-a pus în fața oamenilor. Dar îmi doream un pic mai mult, știi? Și iată că s-a întâmplat. Da, ai avut chestia asta de la început, așa să-ți dorești să fii artistul ăsta cu muzică, cu mulți, pe lângă tine, cu așa? N-am știut exact cum o să fie și cum ar trebui să fie în momentul în care am plecat din Deva, dar mi-a plăcut întotdeauna să fac lucruri mari și cu oameni mulți, dacă m-ai spus și tu, să am echipă mare, să fie totul frumos, să ne înțelegem toți bine, gen să... Eu iubesc pe colegii mei de trupă, pe oamenii cu care lucrez, eu dacă nu sunt în relații bune... exact în sensul ăsta, gen să eu îi ador pe colegii mei. În cazul în care nu am această relație cu ei, mi-e complicat să cânt cu ei, să fac o glumă pe scenă în timp ce cântăm, știi? Și da, am simțit nevoia întotdeauna de astfel de oameni și de echipă lângă mine. Ți-a fost greu să-i adun pe oamenii ăștia lângă tine după chipul și asemănarea ta? Foarte greu. Da? Păi... proiectul Balcanic, el am cei mai mulți oameni, a durat vreo 5 ani până am găsit formula bună, știi? De fapt, perfectă, că în momentul ăsta sună zid. Și a durat ceva și am trecut prin mai multe feluri, și aici mă refer la felul de a cânta, am trecut prin mai multe aranjamente muzicale, am trecut prin... cu mai mulți instrumentiști și până am ajuns la formula asta pe care o am acum și sunt extrem de mulțumită, extrem de mulțumită. Eu mă distrez la fiecare concert. Foarte tare. Ai avut de suferit în perioada pandemiei că nu cântai și că nu... Da, în primul an, cred. În primul an până am semnat cu Superstar. Adică până... sau nu... Înainte de Superstar n-am avut... Te cunosc? Până au început iar emisiunile.
știi, au început să dea voie să se filmeze, să facă emisiuni cu mai mulți oameni. Și am început emisiunile și începuse să fie din nou minunat, să zic, știi. Dar în primul an a fost complicățel, da. Sunt mai greuț. Că dintr-o dată nu mai era nimic, știi, dintr-o dată era... Păi uite, și tot ține asta, două săptămâni. Nu ne ține mai mult. Două săptămâni stați în casă, ne... Stăm o lună, mai stăm nu știu ce, mai stăm... Da, a fost destul de complicățel primul an, dar... Nu știu cum se face că nu mi-l amintesc ca fiind un an greu. Am stat cu toți prietenii mei, am stat cu Ana, prietena mea care e foarte bună și stăteam în același... Stăm în continuare în același complex. Eram în fiecare zi la ea, ea în fiecare zi la mine. Aveam vinuțul pregătit. Eram ca la cămin, știi? Eram cumva, mi-am lăsat aminte de momentele din copilărie. Deci nu mi-l aduc aminte ca un moment greu, foarte greu. Asta e bine, că dacă ai și uitat cumva, da, ai și uitat perioada aia mai grea sau ceva, asta înseamnă că nu a fost, da, chiar atât de... În schimb, n-a fost genial. Dar nu mi-l aduc aminte ca fiind cel mai greu. Cred că am avut și momente mai grele atât. După aia au venit 70 de miliarde de concerte. Și da, imediat după am avut emisiunea de la Pro, după care am avut... Au urmat mai multe emisiuni și am avut foarte multă treabă. După care a urmat anul în care a căzut pandemia și au început concertele, cele care au fost anulate cu ani înainte și cel puțin anul trecut am fost full. Nu știu cum am scos cămașa, știi? Nu aveam trecut alea 6 zile în care să... Nu, am avut și momente în care mi-am luat dinainte câte o vacanță mică, în care să mai plec un pic, să mă întorc, dar a fost un an foarte bun din punct de vedere al concertelor. Îți place să călătorești? Da, a început să-mi placă. Înainte nu prea știam ce e aia călătorie. Pentru că nu, întotdeauna am zis că, bă, am treabă, nu pot să plec acum. Adică nu mi-am permis să plec, în special din cauza timpului. Și zic, bă, nu pot să plec. Eu am și alte lucruri de făcut. Trebuie să stau cu mama, trebuie să mă duc cu mama la doctor, trebuie să fac aia cu tata, trebuie să mă duc să stau cu copiii, trebuie să văd ce face sormea, trebuie să, cumva, știi? Aveai multe. Sunt așa, sunt protectorul familiei, din toate punctele de vedere, și trebuie să, na... Jonglez cu toată lumea. Trebuie să jonglez și cu familia, trebuie să jonglez și cu oamenii de la birou, trebuie să jonglez și cu trupa, trebuie să jonglez și cu viața mea personală, cu prietenii mei, cu toată lumea, știi? Și reușesc. În ultima perioadă am reușit așa să le pun în aceeași oală și să le învârt în direcția în care trebuie să le învârt. Dar înainte nu eram, adică nici măcar nu mă gândeam că ar trebui, ce, o săptămână e mult. Mă gândeam că, da, plec o săptămână, să plec o săptămână. Păi și dacă am treabă. Păi, ai treabă în cazul în care nu îți blochezi. Dacă îți blochezi, n-ai treabă. N-ai treabă. Da, îmi ia ceva până învăț să fac lucrurile și despre mine, dar o să învăț. Pe la 80. Ce ai povestit mai devreme era toate, erau din... Acum m-am dus cu mama la doctor, după aia am fost cu sormea la nu știu ce, am fost cu așa. Adică pare un soi de... mama leone care are grijă de toată lumea din... Păi cam așa e, cam da. Așa e, cam nu? Așa e, da. Cum a fost pentru tine Asia Express? Mamă, superb. Care e cea mai mare... De fapt, cea mai mare. Cea mai tare chestie pe care am simțit-o după Asia Express? În fiecare dimineață primeam niște misiuni care mi se păreau imposibile. Deci, pur și simplu, aveam impresia că am cele mai grele misiuni din lume și că eu nu o să pot niciodată să le fac, împreună cu Ana, bineînțeles. Și seara, după ce erau toate făcute, fără excepție, toate făcute și bine, stăteam și reevaluam așa puțin, știi, gândurile. Bă, cum să zici că nu se poate? Uite-mă, frate, că s-a putut. Știi, e foarte interesant să vezi că doar tu îți pui piedică. Și știu că e un clișe și știu că așa ne spunem, dar până nu trăiești cu adevărat asta, sunt doar niște cuvinte care îți trec pe lângă ureche. Și cred că asta a fost cea mai interesantă chestie pe care am și reușit să o învăț. Să nu mai zic, bă, e imposibil. Bă, nu e imposibil, depinde cât de mult muncești în legătură cu... Sau depinde de oamenii pe care ai pe lângă tine să te ajute să faci asta. E valabil în toate, cred. E valabil în toate, da. De asta am formulat-o așa, pentru că fix așa e. Depinde de tine și de alegerile tale.
Dar ați fost nerv acolo, adică mega competitive. Ești competitivă, ai fost întotdeauna Doamne, așa competitivă? Doamne, mă uit, spun sincer că mă uit la filmări și mi se pare că eram descreierată. Eram, aici, hai să fugim, nu, ai Ana acolo! Pentru că Ana era foarte calmă. Ana este foarte calmă. Ana este omul care eu nu m-am certat niciodată în viața mea. Eu sunt scorpion cu ascendent în scorpion. Nu știu ce înseamnă asta, nu? Eu... nu, chiar nu știu ce e, nu știu în fine, ce înseamnă. Da. Și e... consider că am caracteristicele principale de la scorpion și fix așa e. Care sunt astea? Sunt foarte impulsiv, așa, sunt foarte agitată. Ia chestia asta de leoaică, cum ai zis tu mai devreme, dar de fapt, cred că e și la scorpion la fel. În fine. Și eram foarte agitată în continuu și țipam non-stop și pentru că Ana era... Calmitatea echipei, știi? Și eu eram nebunia echipei, cumva. De asta noi am funcționat foarte, foarte bine. Bine, și ea foarte competitivă. Foarte competitivă. Adică în momentul în care eu mă muiam un pic, adică eram mai moale așa și stăteam puțin mai pe gânduri, o simțeam pe ea cum se agită și devenea ea foarte nebună și agitată, știi? Mai puțin. Dar mă uit la filmările de atunci și zic, nu mă recunosc. Adică nu mă recunosc, mi se pare că au trecut 10 ani de atunci. Câți au trecut? 5? A, tu așa mult? 5, nu? Puh, mă gândeam că a fost acum, de curând. Da, așa da. Așa am impresia. Vreo 5 au trecut, cam așa. Păi nu, 2 ani de pandemie, stai al treilea, se-l face al patrulea, cam așa. 5 ori, da. Ce, 5 ani au trecut, mă. Uite, uită-te un pic să vezi. Da, așa că... A fost foarte tare, a fost o experiență genială. Te schimbă într-un fel? Da. Eu am devenit vegetariană de când m-am întors de acolo. De unde ai avut declicul? Am văzut că mănâncă oamenii a tot ce prind. Câini, pisici, șobolani, gândaci, vaci, oi, porci, tot, fără excepție. Mă, fără excepție, adică nu... Bă, să n-ai tu nicio excepție, adică... Și în fine, am asistat la un moment ăsta în care erau niște căței prinși într-o pungă pe ghidonul unei scooter, cred, sau motorete, nu mai știu exact. Și am întrebat pe oameni, ce faceți cu câinii? Zic că îi mâncăm. Oh, și m-au luat toate alea și mă băteam că ei pe acolo, mai aveam un pic și m-au luat. E și asta cu animalele, nu? Iubesc animalele mult de tot, nu? E un pic dusă la extrem, adică dusă la extrem. Așa simt, știi? Nu pot să... visam deja că le omor eu și eu n-am mai putut să mai mănânc carne, adică mai mănânc pește din când în când, destul de rar și chiar și la ăla cred că o să renunț la un moment dat, pentru că mi-e milă chiar și de peștele ăla, dar câteodată simt nevoia. Dar carne n-am mai mâncat de atunci. E deja... Cred că e o chestie asta pentru animale, că primul lucru când ai venit aici ne-ai citit o știre cu un câine care a salvat 3 oameni și care a murit. Da, exact, da, mă, cu tremur. Ce relație ai avut cu sora ta? De mică, dintotdeauna sau da. Acum? Bă, parcă ne-am ciondănit așa mai tot timpul, da, o iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine. Na, familia mea. Dar foarte bună, am avut întotdeauna. Vorbesc în fiecare zi cu sora mea. În fiecare zi. Dacă nu îi scriu eu, îmi scrie ea, dacă nu scrie ea. Adică ne vedem destul de des. Foarte bună. O relație cum cred că ar trebui să aibă toată lumea. Nu știu. Bun. Și ești atentă la ce zici ca să nu vadă Rebecca că zici ceva greșit, nu? Nu tot timpul. Tot timpul dar nu. Sunt momente de genul ăsta în care aș vrea să-i dau un exemplu ok. Acum, n-am cum să fiu perfectă întotdeauna în ceea ce îi privește pe copii, pentru că mai sunt și momente când mai filmez un clip, două, în care n-aș vrea să vadă ei neapărat clipurile, dar asta este, sunt or să crească și or să înțeleagă. Dar crezi în chestia asta cu perfecțiunea, că ne-a fost insuflat așa, că adică chiar crezi că e ok să fii perfect? Zici, dar nu, perfect. Eu nu cred că există, mi se pare că ar trebui să scoatem cuvântul ăsta din vocabular. Mi se pare la fel. Ce e perfect? Perfect poate să fie gustul ăsta pe care îl mănânci de la o mâncare, atât. Sau poate da, poate fi perfectă.
Adică ce? E de relativă toată treaba asta cu... Da, nu știu. Nu știu ce poate să fie perfect. Nu cred că există ceva în general perfect. Aici mă refer la oameni, că am stabilit deja de atâta timp că nu este om perfect. Dar în general, ce e perfect? Nu știu. Ți-aduce aminte vreun sfat pe care l-ai primit de la ai tăi și care te-a urmat așa? De la mama, da. Mi-a zis mama de... Să ai grijă ce faci, întotdeauna să nu-ți fie rușine să te uiți în urmă. Asta e sfatul principal pe care l-am de la mama și pe care l-am păstrat acolo. Nu? Și cum te uiți în urmă acum? Cu drag. Da? Da. Cu drag. Am avut o copilărie foarte frumoasă, am avut începuturi de carieră despre care am ce să povestesc. N-au fost perfecte, de departe de a fi perfecte. Am ce să povestesc de fiecare când mă văd cu prietenii mei sau cu dansatoarele care au fost cu mine în proiect cu Sava la început. Râdem de ne prăpădim, de cum ne îmbrăcam, de cum... ceva rău. Dar nu mă face să-mi pară rău. Nimic din asta. Am avut momente când, nu știu, petreceam prea mult, dar la fel am avut ceva de învățat din asta. Din toate momentele din viața mea am avut ceva de învățat. Petreceai la modul cluburi și de-astea? Da. Ai fost și așa, pe nerv? Da, am avut o perioadă în care eram... Bine, pentru că eram și foarte mult la cântări. Adică eram... Noi plecam luni de acasă și ne întorceam duminică doar să ne schimbăm bagajele când eram cu DJ Sava în proiect. La început, în prima parte. Și eram haos. Haos. Stăteam în cluburi, dar eu stăteam în cluburi pentru că trebuia să stau în cluburi, nu pentru că îmi doream neapărat. Adică și dacă voiam să plec, nu puteam să plec. Pentru că intram la... În club intram pe scenă la ora 12 și ieșeam la 6 de pe scenă. Adică nu făceam ce voiam eu. Eu am armată. Dar, și dai seama, stăteam în club non-stop, în fumul ăla de țigară. Cred că de asta s-a și ajuns la problemele mele cu corzile vocale. Cred că ți-am povestit data trecută de... Da, acum cum ești? Ai stat la mult acasă? Da, nu. Acum sunt mai... Sunt un om normal. Acum sunt exact, fac exact ce face orice om normal. La fel ca toată lumea. Mai mi-au și liber din când în când. Concertele sunt, na, uneori des foarte obositoare pentru că sunt drumurile foarte lungi. Dar concertele în sine sunt frumoase. E totul în regulă în acest moment. Avem și momente, avem și momente foarte obositoare. Sau ceva? Da, ar fi un pic mai simplu. Cred că ar fi mai civilizată treaba, da, dacă am avea infrastructură. Dar încă sunt locuri din țară, de faci din București până locul respectiv, nu știu, 12 ore. Ma. Unde ai fost la Nu mi-aduc aminte unde am fost ultima dată și am făcut... Da, faci, oriunde. Da, faci, da. Da, știu, faci. Ai vreo chestie de-asta pe care ți-a schimbat-o pandemia? Vezi lucrurile altfel în ceva? Oboseala. Obosesc foarte repede. Am fost după, când am fost cu mama să-și facă ea operația de diabet în Turcia, am făcut și un set de analize și le tot spuneam doctorilor, eu am rămas cu ceva pe plămâni de la COVID pentru că obosesc foarte repede. Și mi-a zis, bine, să facem, mi-au făcut toate analizele. Și... Nu ai mai plâns la analize. Poftim? Nu, plâns, da. Pentru că mi-e frică și acum de asistenta aia care vine și îmi țipă în creier. Mi-au spus că, de fapt, aveam o anemie și că aveam nevoie de niște fier, mănânc carne roșie, în fine. Și asta a fost singura problemă. N-am avut nimic la plămâni, n-am nimic la plămâni, dar eu în continuare obosesc. Asta e și pentru că n-am mai făcut sport. Sunt leneș în ultima perioadă, recunosc, dar n-am mai făcut sport de vreo 2 ani și ceva. Și eu eram destul de nebunită în ceea ce privește sala, sportul, știi, eram destul de bine pregătită în direcția asta. Acum nu, acum alerg 5 minute și am limba la genunchi. Da, asta simt că s-a schimbat după pandemie. Adică mi-a luat zvâcul, știi? Dar în rest, nu știu. Cum te relaxezi? Mergi la filme, la... Ce îți place să faci în București? Să dorm. Îmi place să dorm în ultima perioadă.
ieși acolo. Zic că e o chestie cu oboseala la mine în ultima vreme. Dar... seriale ceva? Ai băgat? Bagi? Ești... Păi să știi că nu sunt neapărat fan seriale pentru că mă țin și eu am impresia că pierd timp foarte mult. În schimb, mai văd un film, două, trei, îmi place să mă uit la filme. Trebuie să mă duc să văd și filmul lui Pavel, că n-am ajuns. Pavel, mă duc să văd Ramon, nu-ți face griji. Fac asta pentru că, probabil, lucesc. Îmi place să merg și la cinema, îmi place să văd și acasă filme. Chiar am momente, și în vacanță, când mă duc, am momente de astea. Aș vedea și un film, ce zici, știi? Dar, în vacanță ar trebui să stai, să-ți vezi de ale tale, nu stai să vezi la filme. Dar pe mine chiar și acolo mă mai apucă. Ce mai fac să mă mai relaxez? Mai merg la masaj din când în când, asta chiar mă relaxează. Stau cu copii, cu nepoții și cu căței. Cu căței pe care i-am la părinții mei. I-am mutat acolo toți. Ai locuri prin București, Cârcium, la care mergi mai des? În ultima perioadă nu prea. Pentru că n-am mai prea ieșit... În ultima perioadă merg să mănânc micul dejun la Frudisiac. Ador. Este atât de bun. Și în rest, pe unde mai mergem? Mai mergem pe undeva? Că nici nu știu, nu mai știu nume. Astăzi, înainte să venim la tine, chiar mă întreba, Cristina, mergem să mâncăm ceva? Că am avut la zi de dimineață. Mergem să mâncăm ceva? Zic, da, mergem unde? Nu știu. Am stat mult, până ne-am dat seama unde să mergem să mâncăm. Sunt foarte multe locuri frumoase în București, dar... De fiecare trebuie să stau așa să mă gândesc un pic. Bă, unde mergem? Dar nu-ți place să mergi în locuri noi sau ceva? Nu să vezi locuri noi? Nu, ești în mai cazul mult în care, nu, în cazul în care văd sau, nu știu, am o prietenă care mă duce într-un loc și îmi place, te mai duce mă acolo. Întorc, da, mă da. Întorc în locul respectiv, dacă îmi place. Dar avem locuri foarte drăguțe în București și mai toate... Bărulețele astea unde se și mănâncă. Dar sau cum ești vegetarian când mergi un concert undeva pe în țară? Nu e o problemă atât de mare. Dar nu mănânc cașcaval pane, să știi. Nu? De ce. Nu, dar cartoful poți să-l faci în orice fel. Mămăligă. Leguma poate fi făcută în orice fel. Să faci un sote de legume imediat. Ciuperci. Ai o groază de chestii. Ciuperci. Ai năut. Eu n-am mâncat carne pe o perioadă. Din am mâncat carne de vreo 15 ani. De fiecare tare. Dată când era asta cu... Mergeam acum, nu știu, mai mulți ani, când mergeai pe undeva, erau MBS și cașcaval pane. Astea erau variantele... Da. Da, eu nu prea mănânc cașcaval pane, în general, așa, nu prea mă atrage. Dar, repet, cartoful poate fi făcut în orice fel. Toate pot fi făcute, da. Fasole, orice, și exact, absolut orice. Exact, da, știi, da. Și mie îmi plac legumele foarte mult, gătite în toate felurile. Bine, să fie gustos făcute, dar îmi plac. Dar mi se pare că e mega gustos absolut orice da. Fără carne. Adică nu e ca și da. Cum... Că toată lumea zice, mamă, dar ce, n-o să mai mănânci nu știu ce, sarmale. A, și păi există sarmale cu mama orez. Mie. Deci adică... mie îmi face mama, la fiecare Crăciun, sărbătoare și mai departe, îmi face totul pentru mine. Îmi face sarmale pentru mine, adică de post. Îmi face ciorba de burtă, mi-o face cu pleurotus. Adică îmi face ciorbă de burtă falsă, așa îi spune da. Doamne, viață! Este cea mai bună ciorbă pe care am mâncat-o vreodată. Îți spun sincer, îmi place mai mult decât îmi plăcea pe vremuri ciorba de burtă. Ciorba de burtă. Da. Este un vegan place în București. Rodia. Rodia, știu, da. Care este... Au o mâncare acolo de nu-ți vine... Mi se pare nu tare înțelegi că nu... Ai zis Frudisiac și după aia ai zis Rodia. Adică toate sunt pe aceea stradă, cumva. Da? Păi da, da, sunt destul de aproape. Da, da, sunt destul de aproape. Dar merg și în locuri în care se mănâncă destul de multă carne. Pentru că eu mănânc celelalte chestii pe care le au ca side, știi? Că sunt oameni care zic... Trebuie să spui asta, că zici că mănânci de post. Că lumea înțelege. Când da, zici de post, exact. E, înțelege că e de fapt... Da. E, nu e despre... Dar de ce am destul de variante. Ai avut vreodată vreo perioadă de asta de rebeliune în existența ta? Mai exact ce soi de rebeliune? Că eu mai avut mai multe momente. Păi da, nu, să te ia nervul pe ceva. Da. Am avut, cred că cel mai greuț moment. Oare în ce perioadă era? Imediat după ce am scos piesa Ieri Erai. Mai țin minte exact în ce an era.
aveam un moment din ăsta cu mine în care îmi ziceam, bă, nu se întâmplă nimic cu proiectul, nu se întâmplă nimic cu aia, nu merge aia, începusem să cred că lumea are ceva cu mine, începusem să cred că oamenii de la birou nu mai vor să mai lucrez, nu mai cred în mine, că nu mai știi. Și cumva, da, mă cam viza așa o mică depresie, doar că stăteam de vorbă cu oamenii care mi-erau dragi și oamenii care îmi voiau bine și știam că îmi vor binele și eu aveam impresia că ei îmi vor rău și nu puteam stau de vorbă cu ei, începeam să plâng instant. Instant. Cum stăteam, cum începeam, haide să povestim. Începeam să plâng, nu știam de ce plâng, nu știam care e problema. Și mi-a zis la un moment dat unul din prietenii mei, mi-a zis, bă, da, există posibilitatea, să nu înțelegi greșit, dar există posibilitatea să intri într-o mică depresie. Și zis, bă, m-am trezit și în momentul ăla mi-am, bă, stai puțin că depresia e ceva grav, adică nu-i... Stai până aici. Până aici, da. Și din momentul ăla am început să lucrez la mine și cu mine, pentru că eu vorbesc strict despre mine în acest moment. Nu vorbesc despre oamenii care se luptă cu această boală care e ceva îngrozitor și știu și cred asta. Eu vorbesc strict despre mine. Mi-am dat seama că sunt într-o groapă și singura care poate să mă ajute să ies din groapa aia sunt eu. Trebuie să mă cațăr pe pereții aia și să ies din groapă, punct. Dar, repet, nu știu dacă toată lumea e destul de puternică să facă asta, pentru că unii sunt mai adânc în această depresie de care poate nici nu-și dau seama. Exemplul tău și experiența ta, adică exact. Nu trebuie să toată lumea fie la da, fel. Și din momentul ăla mi-am dat seama, dar a trebuit să mi se spună, cumva, bă, vezi că e ceva neregulă. Adică nu pot să stau de vorbă cu tine că tu începi să plângi instant, nu s-a întâmplat asta niciodată de cât timp ne cunoaștem. Și mi-am dat seama că, hopa, și eram și nervoasă cumva pe toată lumea, știi? Pentru că nu mă asculta nimeni. Ziceam, bă, nu vreau să cânt asta. Păi trebuie. Bă, nu vreau că sunt artist, adică eu mor pe scenă și dacă eu să încep să cânt ceva ce vreți voi și eu nu vreau, o să mă vadă omul ăla de pe scenă. Adică mie, eu nu știu să fac playback în primul rând. Și nu pentru că, vai ce mare cântăreață sunt eu, nu pentru că e complicățel, mi-e mai simplu, mai bine mai dau o notă fălsuță din când în când când sunt foarte răgușită decât să fac playback, să mă duc pe lângă, să nu se înțeleagă ce, știi? Sau cel puțin așa gândesc eu tot timpul. Așa că nu pot să mă pui pe scenă să cânt ceva ce eu nu vreau și vrei tu. Chiar dacă de-a lungul timpului am mai făcut compromisuri și am mai scos piese care nu mi-au plăcut mie neapărat, au plăcut altor oameni cu care am lucrat de-a lungul timp. Și ăsta a fost un alt motiv pentru care am ajuns în zona aia în care, bă, au ce fac cu mine, dar aici e o problemă aici. Și mi-au revenit destul de repede. Care e cel mai frumos compliment pe care l-ai auzit vreodată de la cineva? Mamă. Cel mai frumos compliment l-am primit acum câteva zile de la un om pe care n-am crezut că o să-l aud vreodată, vorbind cu mine față în față. Nu pot să vă zic despre cine e vorba, dar e, în fine, sunt fan. Și când mi-a spus cât de mult îi place vocea mea și cât de frumos cânt, eram șocată. Eu știu că eu cânt frumos și știu și sunt modestă de obicei. Dar atunci când vine de la un om atât de mare, pentru mine a fost wow. Dar eu complimente primesc aproape în fiecare zi și cred că cele mai frumoase complimente sunt atunci când, pe lângă faptul că îmi place și mă face să mă simt bine și mă face să fiu un pic mai luptătoare atunci când mi se spune că mi se arată apreciere în ceea ce privește vocea mea și munca mea ca artist, mă simt foarte bine atunci când mi se spune că sunt un om bun și mi se spune asta foarte des. Atât de primesc complimente atât de la oamenii apropiați cât și de la oameni pe care îi cunosc față în față. Nu mi se întâmplă asta foarte des cu oamenii pe care îi cunosc doar prin intermediul internetului. Pentru că există o barieră pe care eu nu știu să o dau jos. Adică nu știu să fiu vulnerabilă în fața camerei. Dar în momentul în care mă întâlnesc cu oamenii, sunt total diferită. Și ăsta este, cred că, cel mai frumos compliment pe care eu îl primesc destul de des. Crezi că e bună modestia? Până într-un punct, da. Mie mi s-a părut întotdeauna că oamenii cei mai talentați sunt modești și umili. Dar e bună până la un punct. Uneori, mai e bună. Atunci când trebuie să-ți vinzi ceea ce ai. Și nu mă refer aici că trebuie să-ți vinzi la public sau pentru bani. Mă refer că atunci când trebuie să, nu știu, să-ți
pui proiectul într-un anume punct și, nu știu, să ai o discuție cu un producător mai mare și, știi, să încerci să te poziționezi într-un anume loc. Da, mă, te vinde ăla nu înseamnă exact. A te vinde ăla cu bani. Adică da, te vinde, da. Ți-ați crede acolo, în produsul tău. Acolo eu am un mic handicap, pentru că de fiecare dată când mi se spune, mamă, ce voce eu sunt, mulțumesc, știi, las un pic capul în jos, știi, am chestiuța asta. Nu știi să primești compliment. Nu știi cum să reacționezi, că și eu sunt la fel, da. Da. Nu știu, vine să zic să mă ascund. Da, mulțumesc, da. Știi, dar las capul în jos. Da. Crezi că ce e cel mai important dacă cineva vrea să facă ce ai făcut tu, care e cel mai important sfat pe care l-ai da? Să țină cont de ce? Nu e importantă doar vocea. Pentru că oamenii care sunt talentați, foarte talentați, tind să lupte mai puțin. Și am impresia că în cazul în care au vocea asta, ar trebui să se întâmple lucruri cu ei. Eu știu asta pentru că m-am lovit și eu de treaba asta, știi? Și ai impresia că dacă știi să cânți frumos, mamă, pe cum? Dacă nu se întâmplă știu ce cu mine, păi de ce se întâmplă cu ăla? Pentru că ăla muncește mai mult, punct. Așa că e un cumul cumva. În cazul în care îți dorești să realizezi ceva și să ai o carieră, în adevăratul sens al cuvântului, în muzică, e un cumul de șansă, de echipă, de talent, de muncă și de puterea ta de adaptare. Și de cum ești tu, da. Puterea ta de adaptare la situații în general, nu numai la timpuri. Inclusiv la timpuri. Așa că nu e doar despre cât de bun cântăreț ești. Pe așa s-o grămadă de oameni care cântă la karaoke. Exact. Nu? E plină lumea de oameni care cântă la karaoke. Da. Dar Ariana e una singură. Da, adică, exact. Da, e frumos la karaoke, da. Da, este un cumul de mai multe. Și cred că asta, adaptarea, cred că e foarte importantă. E la foarte oameni, dar în general tot. La orice. Da. E foarte important să te adaptezi foarte repede la mediu, la oamenii care sunt lângă tine, la tot ce e lângă tine. Dacă te reușești să te adaptezi și să încerci să te simți confortabil, toate lucrurile merg un pic mai relaxat, mai liniștit. Simți că faci asta acum? Da. Da. Da, sunt în ultima perioadă reușesc să mă adaptez foarte, foarte repede și asta e o altă chestie pe care am căpătat-o de la Asia. Din Asia Express, pentru că acolo chiar a trebuit să sar un pic peste puterea mea de adaptare și să mă duc un pic mai departe, știi? Adică să-mi ies din zona de confort și să reușesc să mă adaptez în anumite locuri în care normal, dacă n-aș fi fost cu Asia Express, nu aș fi reușit să mă adaptez, știi? Așa că cred că e și asta o lecție. Am predat numai lecții azi. Nu! Toată lumea, sper că e pregătită, a avut carnețelul și a scris că am avut multe lecții de pregătit. Doamna profesoră, dar Luca a fost... Haide, mă! Nu, păi da... S-a părut atunci, mi-a plăcut foarte tare de tine, mi s-a părut foarte că ești așa true și l-ai pus pe băiatul ăla la punct, am admirat, like, share și subscribe. Îți mulțumesc foarte mult că ai vrut să vii la noi la podcastul ăsta. Mulțumesc super nebun. Și îți urez multă baftă și toate cele bune. Mulțumesc și ție la fel și scuze că nu te-am lăsat să vorbești prea mult. Nu, păi tocmai asta e scopul. Adică ăsta ar fi fost că sunt podcasturi astea în care vorbește mai mult ăla care întreabă. Ceea ce mi se pare că e cumva greșit, că de-aia l-ai adus pe omul ăla ca să vorbească el mai mult. Așa că îți mulțumesc foarte mult pentru că ai vorbit. Eu pot să plec acum și să te mai las să mai discutăm despre lucruri. Îți mai dau o listă aici, mai fac acum niște întrebări. Nici măcar nu te să-mi pui întrebări. Da. Nu, zic așa ceva, nu știu ce. Bărbații versus femei sau ceva din ăsta. Și tu dezvolți. Și eu pot să turui vreo zi. Te duci puternic, da. Și asta mi-a plăcut aia cu poziționarea, ceea ce e foarte bună, că e tare să doar să accepti faptul că nu suntem egali sau nu știu ce. Poți să fii tu deasupra mea. Da. Dar comportă-te în modul ăla. Adică despre asta e vorba. Și nu respectul, să... respectul și iubirea sunt cele mai importante. O femeie trebuie să se simtă în siguranță. Dacă se simte în siguranță, e... Aia, nu? Aia e cheia? Da. Așa, eu vorbesc despre mine, repet. Deci așa cred. Deci, practic, bodyguards au cele mai mari șanse la femei. Bodyguards zic că... Da, na, siguranța nu înseamnă siguranță și încredere. Da. Nu, înseamnă siguranța... Nu știu, de exemplu, astăzi nu știu ce să... Cum ar trebui să mă comport mâine. Dacă îți pun o întrebare...
aș vrea să știi să-mi răspunzi. Bă, ce ar trebui să fac mâine la întâlnirea cu tare? Cum ar trebui să vorbesc? Păi, poate ar trebui să zici așa și așa și așa. Adică, la asta mă refer când zic siguranță. Da. Am nevoie de sfaturi, de la... În fine. A, nevoie să fii acolo. Da. Și să fii acolo în cel mai frumos mod exact. Posibil. Îți mulțumesc și mulțumesc vă mulțumesc și vouă, numai bine, sănătate, Doamne ajută! Doamne ajută! Că de aici Doamne am ajută plecat, că de aici am plecat! De aici am plecat, tot aici ne întoarcem. E aplicația aia, cum se numea? Hai să dăm cum repede. Cum se numește? Da. Ceva cu... Creștină. Creștin ortodox ceva, da. Numai bine, sănătate. Vă pupăm! Zunivers Podcasts.